Emisiunea e susținută de BetOne. Am revenit, vorbeam mai devreme, Ionuț, de competiții. Da, știu despre ce vorbeam înainte de pauza publicitară, pe ce bani sunt organizate aceste competiții, că până la urmă ai niște costuri. Deci, din taxele de la sportivi. Adică aceste competiții sunt susținute tot de sportivi tot care de sportivi, vor să lupte. Și am mai avut înțelegerea unor conduceri din județe, da, de la primărie, de la vă susțin autoritățile? Da? Ne-au susținut cu sala, cu salvarea, cu anumite medalii, diplome. Deci cumva să înțelegem că kickboxing-ul în România de amatori merge cam cu frâna de mână, așa să spunem. Este susținut pe banii sportivilor. Cu frâna pe toate patru roți. Da. Să înțeleg, copiii nu sunt premiați într-un fel sau altul. Numai cu diplome, medalii sau cupe. Da, dar știți că acestea nu țin de foame. Știu. Știu. Și de-aia mă zbat. De-aia vreau să facem o federație care să funcționeze legal. Exact cum scrie la lege. Păi, legea a fost eludată. Cum vedeți kickboxing-ul în România în următorii 5 ani? Deci, am avut alegeri, da? Avem o conducere întreagă la ora actuală, da? Validată de tribunal, înscrisă în registrul federațiilor la tribunal. Am făcut un memorial la domnul ministru. Din luna martie așteptăm cu cererea de mers în audiență și nu ne răspunde nimeni. Ne-a pus să facem memoriu la un moment dat, am trimis memoriu de 60 ceva de pagini cu tot ce s-a întâmplat în ultimii 7 ani, nimeni nu răspunde nimic. Am fost chemat la minister de corpul de control al domnului ministru să mă întrebe cum am obținut eu hotărârile judecătorești. Parcă eu mă duc la piață și le iau de acolo. Cum să le obții decât o instanță a hotărât treaba asta? Am înțeles. Eu am o curiozitate și o întrebare totodată. Când domnul Bulear, care a renunțat singur la postul de președinte, sau... Nu, n-a renunțat păi singur. Cum s-a întâmplat atunci? Păi vă spun eu cum s-a întâmplat. El a făcut o ședință paralel pe 31 mai, da? Cum a făcut-o el știe. N-a depus actele la tribunal pe bază că ministerul ține în brațe. Eu am depus ce actele. Ce înseamnă ministerul ține în brațe? Îl sprijină pe Bulearcă. Îl sprijină pe Bulearcă, pentru că tocmai în 2015, pe 4 ianuarie, lui i-a dat aviz la ședința pe care a avut-o el. Eu deja aveam din 2014 septembrie hotărâri judecătorească și înregistrată la tribunal. Bun, și în cadrul adunării generale, ce s-a întâmplat cu el? A făcut o El altă... a făcut o ședință în care a avut 20 ceva de cluburi scrise pe hârtie, de fapt n-au fost atâtea, că au fost încă nu știu câte cluburi, care deja au fost la noi în ședință și erau ștampilate, semnate și toate alea. Și eu am avut 34 de cluburi. Și având mai multe cluburi... Având mai multe cluburi, i-a respins instanța. Am înțeles. Și nu vi se pare că v-ați pus un pic președinte forțat? Păi m-au pus cluburile. Eu nu am votat. Nu am dorit funcția asta. Nu am dorit-o și nu mi-am dorit-o niciodată. Dar n-a avut cine. Păi de ce? Ciprian Sora, de exemplu. N-a Ciprian Sora, să vă spun ce s-a întâmplat cu el. Pentru că Ciprian Sora, până la urmă, a fost copilul lui domnul Boldea. El a antrenat, el a crescut și al dumneavoastră. Eu am fost antrenor de lot. Secund, da? Deci... Ciprian Sora, în 2013, am depus actele la tribunal și l-am dat pe Bulearcă afară, i-am deschis dosar penal, da, pe fraudă, dosarul 150-25. S-a deschis un dosar penal, da, pe așa, da, ceva? Da, deci 150-25. Și avocatul care ne-a făcut actele lui Ciprian nu le-a depus la tribunal. Și ne-am trezit în 2014, deci în 2014, că Ciprian nu e nimic. Păi de ce nu a fost să depună actele? De ce? Nu i-a depus actele. Ciprian n-a știut ce să caute, cum să întrebe, ce se întâmplă, ce nu știu ce. Și atunci, în 2014, s-a făcut din nou alegeri. De fapt, se terminase mandatul Bulearcă după în ianuarie. Dar în ianuarie noi aveam deja
hotărâre de la Înalta Curte, dacă vreți, vi le arăt, că Bulearcă nu mai e președinte și a rămas Ciprian Sora, dar nevalidat. În proces cu Ciprian Sora, așa scrie acolo. Cine, deci, cine trebuia să-l valideze? Cine trebuia să-l... Dacă își depunea actele la tribunal, trebuia de validat de tribunal, cum a fost și eu. Am înțeles. Și să dă o hotărâre judecătorească prin care spune președinte cu tare, vicepreședinte... Păi bun, și avocatul nu a fost tras la răspundere? Nu. Avocatul, până la urmă, l-a apărat pe Bulearcă. Păi a fost, păi, avocatul lui, exact, Ciprian sau a, așa, a domnului Bulearcă până la urmă. Întâmplat. A ajuns avocatul Bulearcă. Avem procese făcute cu el, semnăturile lui pe procesele care le-am avut cu Bulearcă. Păi și atunci care a fost scopul preluării acestei federații având datorii? Păi eu asta n-am înțeles. Scopul a fost că nu avem un președinte și federația se duce la vale de tot, adică se desființează. Păi și nu... Și atunci am acceptat, toată lumea a spus că mă sprijină, da? Dar în contextul... Să facem o federație, să... Dar în contextul dat, n-ar fi mai bine să se desființeze și să faceți dumneavoastră o altă federație? Păi nu o fac eu. Să... Ca să faci o federație, trebuie să-ți dea aviz MTS-ul. Păi și... MTS-ul a spus că nu o să dea niciodată aviz. De ce? Că nu vrea. Că sunteți dumneavoastră la, da, mijloc sau că nu este, da, domnul Bulearcă? Da, că Bulearcă sunt eu la mijloc și că eu nu am avizul MTS-ului. Păi are niște argumente pe... Da, că am descoperit ce au făcut ei pe acolo. Cine? MTS-ul cu domnul, păi, Bulearcă? Dacă s-au dat bani în 2015, fără să aibă niciun act Bulearcă, scrie în raportul făcut de experții care sunt pe dosarul penal. Cam cât credeți că mai durează procesul? Pe mine mă interesează și mă roade... și 5 ani. Păi înseamnă că nu prindem nici olimpiada următoare. Eu vreau să o prindem, chiar dacă nu ne dă buget ministerul. Păi... Și cu ce? Cu ce om putea? Găsim sponsori, găsim oameni care să ne mai ajute, bani de la noi, ce să faci? Da, dar la olimpiadă se merge prin comitentul, știu, Comitetul Olimpic Român, nu? O să fie obligat să ne recunoască. Pentru că eu am să fac plângere și la Comitetul Olimpic Internațional. Sunt membru cu două drepturi depline în Federația Internațională WACO. Am fost arbitru internațional categoria A. Da? Am fost președinte 5 ani de zile și colaborare foarte frumoasă cu toate țările și cu toată conducerea Federației WACO. Mă susțin în totalitate. Dar nu vă susține cine trebuie. Exact. Și nu înțeleg de ce, că n-am cerut niciodată bani, n-am cerut niciodată sprijin, n-am cerut nimic decât recunoaștere legală. Da, și ministrii la MTS s-au mai schimbat din 2014 până... Știți acum au tot venit, au tot plecat. Câte audiențe am la ministrii din minister? Vreți să vi spun pe nume, pe toți? La toți am fost de 2-3 ori. Da, se rezolvă, face drege. După 5 minute nu mai se știe nimic. Dispar tot. Deci eu depun dimineață, depun memoriul la registratură, până am ajuns la 9 la domnul ministru, a dispărut depunerea. Nu s-a mai găsit. Păi și vă duceți în fiecare zi așa? M-am dus și aveam eu și am discutat cu domnul ministru. Da, cum să nu se rezolvă? Nici în ziua de azi nu s-a rezolvat nimic. Deci nu avem sprijin, clar. Ce tot domn... timpul motivează că, domnule, suntem în proces și nu pot să... Păi ce treabă are procesul? Deci cluburile astea nu au pus mâna pe un leu din federația asta. De ce sunt ele de vină? Da? Să încă nu funcționeze, din contra ei finanțează. Să nu funcționeze nici măcar cu banii lor. Nu le sunt recunoscute competițiile interne și internaționale, care legea spune clar că trebuie plătite de MTS. Da, dar legea spune dacă aveți un proces, federația oprește finanțarea dacă federația are un proces. Și procesul a fost din 2009 până în 2014. Asta e perioada care este în proces. Ce vină au cluburile? Nici măcar n-au înscris cluburile în registrul federațiilor, cum să scrie toate federațiile astea. Noi avem doar 8 cluburi care mai sunt acum în federație, restul au fost încă 4 5 al lui Bulearcă, care au plecat la Kyokushin fiecare cum... Ca să fac o adunare generală, nu pot să o fac decât cu astea 8 cluburi. Am chemat celelalte cluburi
unul s-a desființat sau două, restul nici nu au vrut să răspundă. Și am făcut alegerile cu aceste cluburi. În loc să iau, fac cu 60 de cluburi care are federația. Păi mă întreb acum, la o competiție internă, cam câți sportivi sunt participanți? Deci acolo, la ultima competiție, au fost 170 de sportivi din 28 de cluburi. Ce părere aveți despre competițiile de amatori organizate așa de oricine, oricând, la orice oră? Din punctul meu de vedere, sunt foarte mulți organizatori neavizați, necunoscători al legii, da? Și al regulamentului de competiție. Ce părere aveți despre galele profesioniste din România? Galele profesioniste sunt acceptate de toată lumea, degeaba îmi dau eu cu părerea. Au dreptul să organizeze? Deci și spun că au dreptul, că e un show. Nu e competiție. La cel de amatori? Da, la nu, cel de la profesioniști. Zice că nu e competiție, e un show. Așa o caracterizează. Asta sunt, dacă nu sunt reglementate printr-o lege care să spună, da, sunteți profesioniști, legea cu tare, ăsta e statutul legii. Statutul, la ce vreți să faceți voi? Asta, statutul înseamnă niște reguli, niște obligații, da, niște federații. Drepturi. Dar cei de amatori au voie să organizeze? Da. Astfel de... Da, pentru că avem certificat de identitate sportivă dată de MTS. Recunoscut clubul, înregistrat la tribunal, cu oameni avizați, ce să mai vă spun. Noi timp de 7 ani de zile nu am avut dreptul să trimitem copiii la școală. Eu am cluburi care n-au antrenori. N-au antrenori. Calificați, să aibă un carnet. Păi și cine îi antrenează? Cine îi antrenează? Sportivii mai vechi, domnul de acolo, domnul de acolo. Cine le dă aceste calificări antrenorilor? Școala de antrenori. Școala de antrenori. Și școala de antrenori sub ce? Sub funcționează? Conducerea sub... ministerului. Conducerea MTS-ului. Da. Am înțeles. Și de fiecare dată când am întrebat la școala de antrenori, a zis, domnule, nu, ministerul a zis că pe dumneavoastră nu poate să vă financeze. Zic, domnule, dar e dreptul unui copil, e dreptul la școală, nu încălcați Constituția. De ce federația, da, așa de ce avem ordine. FRMAC-ul, să spunem așa, nu organizează ei gale profesioniste, OACOPRO, cum se organizează afară? Pentru că nu avem acte legale pentru așa ceva. Avem toate actele depuse de Mircea Boldea la minister și nu s-a făcut, nu știu ce, nu s-a aprobat. De ce nu organizați voi aceste show-uri? Cum să le organizezi dacă n-ai un act legal? Ca să ai profesioniști înseamnă să ai cel puțin 3 cluburi profesioniste, da? Să ai angajați sportivii, da? Să ai angajați antrenori, să ai angajați contabili, să ai toate alea. Păi ce bani? Că noi nu avem bani pentru copiii ăștia să ajutăm să facă sport, să nu facă alte nereguli. Sportivii care luptă mai au încredere în Federația Română de Arte Marțiale de Contact? Eu sper că dacă au venit, au înțeles și antrenorii și sportivii. Pentru că, deci facem de atâta timp, n-am avut accidente, n-am avut probleme, n-am avut scandaluri, n-am avut nimic de a zice, domne, e rău ce faceți voi aici. Copiii sunt educați, îi ia Ministerul de Interne, îi ia trupele speciale, îi ia securitatea, îi ia pompierie, toată lumea ia copiii de la noi. Da? Pentru că sunt educați, sunt antrenați, sunt bine pregătiți. Ce atribuții trebuie să aibă un președinte în conducerea federației? Să fie bun manager. Vă considerați un bun manager? Nu. Eu fac asta de nevoie. Păi și credeți că așa merge treaba, de nevoie? Eu cedez locul meu oricând. Dar oricine, oricine, am rugat și pe ăla și pe ăla. Băi, veniți și... Păi acum degeaba îl cedați, după ce aveți un proces pe rol cu domnul Bulear. Păi de, nu l-am eu, personal. Păi cine l-are? Federația. Eu nu sunt implicat în niciun proces. Da, fiind președinte al federației, sunteți... Reprezint federația. Da, dar nimeni nu vrea bătăi de cap. Păi,
Ia gândește-te tu, dacă un antrenor de-al tău are ceva în instanță, ai tu probleme să răspunzi? Așa nu am nici eu. N-am umblat cu bani, n-am făcut niciun rău, n-am nimic. Dar reprezentați federația. Reprezint și vreau să susțin. Am înțeles. Trecem rapid la roșu-albastru. Avem o rubrică roșie și albastre. Eu reprezint colțul roșu. Știți că de regulă la profesioniști am luptat mult la profesioniști. 15 ani la profesioniști, 5 la amatori. Colțul roșu intră favoritul, dar eu voi veni cu cele mai dure întrebări pe care vi le voi adresa, pentru că ăsta e rolul meu în această emisiune, iar colega mea va veni cu întrebările din colțul albastru, care vor fi așa, vă vor mângâia, să spunem așa. Cu care începem? Cu albastru sau cu roșu întâi? Hai să spun altceva. La profesioniști colțul albastru este primul strigat. Păi favoritul e roșu, eu. Este al doilea. Deci vreți cu primul strigat, cu albastru, da, să spun. Așa, da? Că încep eu. Știu că ați fost arbitru mulți ani. Pe cine v-ați fi dorit să arbitrați? Și nu ați făcut-o. Sincer să fiu, mai mult mi-a plăcut să arbitrez copii, da? Oameni talentați în acest sport, da? Dar am arbitrat și meciuri care, vă spun sincer, nu merita făcute. De exemplu, la Academia de Poliție, la Securitate, la peste tot au fost foarte multe accidente pentru proasta pregătire a sportivilor. Prima regulă a unui arbitru este de a proteja sportivul. Asta se uită. Ca să-l protejezi, trebuie să știi foarte multe. Foarte multe. Nu doar te uiți la el și zici stop și el săracul zace acolo. Inconștiență sau cine știe cum. Așadar, să intervii la timp, la... să intervii după prima lovitură puternică. Să poți să-l ajuți, să-l salvezi, să-i scoți proteza, să-i scoți casca, să-l întorci pe o parte. Sunt niște reguli mai grele astea pentru... Eu am făcut treaba asta făcând cursuri și în Grecia, și în Italia, și în Ungaria, de prim ajutor. Și când am mers la OACO, am rămas surprins că cei din ring nu făceau nimic și nici după tatami. Doar striga doctorul. Și am văzut om pus foarte rău la pământ, aproape că nu mai respira, am intrat în ring și i-am dat aer. I-am deschis gura. Și a venit președintele OACO și a spus, pentru ce faci asta? Păi zic, omul murea. Ăsta dacă stă 2, 3, 5 secunde fără aer la creier, gata, l-ați pierdut. Și doctorul e, cine știe unde e, doctor, și nu mai venea doctorul. Păi chiar vreți să moară omul? N-ai voie să faci așa ceva. Zic, eu cred că am voie, pentru că eu am cursurile astea. Și a chemat doctorul OACO. Norocul meu, un doctor din Cluj, fiind în Ungaria, și știa românești. Și am întrebat, uite, asta, și asta am făcut. Zice, foarte bine ai făcut, dar de unde știi asta? Păi zic, am făcut cu domnul Detlef din Germania cursuri de prim ajutor, că mi se pare că fiind cel mai aproape nu trebuie să-l ajuți. Dacă se întâmplă un accident pe stradă, nu cel mai aproape ajută pe aia săraci care sunt în comă sau cine știe cum sunt. Așa este. Așa ești și aici. Dacă noi nu-i ajutăm, da, dar ți-asum prea mare riscul. Păi, riscul e când se urcă omul rig. Că nu știi ce pățește acolo. Nu când deja e mort și cineva vrea să-l învie. Emisiune susținută de Bet One.